acum despre incidentul care ar fi putut avea urmări extrem de grave, care s-a întâmplat în această după-amiază pe aeroportul din Suceava. Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului. Primim detalii suplimentare de la jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi. Ligia, te ascultăm. Ce mai știm? Situația a fost gestionată pe pista aeroportului din Suceava fără să fie nevoie de intervenția echipajelor de salvare de la ISU. De asemenea, nu sunt pasageri care să fie necesitat îngrijiri medicale. Cert este că zborurile cu cele două aeronave au fost anulate, în primul rând pentru a se face o evaluare tehnică și reparații, desigur, și apoi pentru că e o anchetă care se va realiza și nevoie ca aeronavele să rămână la sol. Ambele avioane care au fost implicate în acest incident aparțin aceleiași companii aeriene, unul dintre ele staționat, celălalt se pregătea să decoleze, pleca spre Dortmund și cel mai probabil a fost vorba despre o eroare de apreciere a distanței, o manevră greșită, avionul care decola s-a ciocnit de cel care staționa, aripile s-au intersectat, pasagerii erau doar în avionul de Dortmund, care de altfel au și fost coborâți din aeronavă, celălalt avion care staționa era gol. Ligia, mulțumesc tare mult. În continuare discutăm cu domnul Ion Măriuță, directorul aeroportului din Suceava. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Domnule director, ce s-a întâmplat mai exact? Presupun că aveți câteva date până la o anchetă care va stabili exact cauza accidentului. Da, este adevărat. În jurul orelor 14:20 a avut loc un incident de aviație cu atingere ușoară, o coliziune ușoară între două aeronave. Una parcată staționată pe platforma aeroportului, iar cealaltă în rulaj ușor cu viraj la dreapta. Nu cunosc motivele. Probabil colegii noștri nu au estimat bine, nu au evaluat bine distanța dintre cele două vârfuri de plan, vârful de plan și apenajul orizontal, cealaltă de două aeronave. Cea aeronava care rula urma să decoleze spre Dortmund cu 174 de pasageri. Menționez aici faptul că pasagerii au fost debarcați în condiții optime de siguranță, sunt în aerogară. Așteptăm aterizarea altei aeronave de la transportator pentru a fi transportați mai departe la destinație. Vă întreb acum, din organizarea de pe aeroport, a fost poate o greșeală umană, a fost o greșeală de pilotaj? Spuneți că nu a fost estimată corect distanța, asta se vede și din imaginile care rulează acum pe ecran, dar care dintre aeronave poate era amplasată nepotrivit sau unde ar fi fost această eroare? De la o evaluare pe care o aveți acum, în primă fază. Bănuiesc, repet... Vom vedea ce vor spune organele care vor cerceta de specialitate. Nu aș putea să spun acum exact ce s-a întâmplat și unde este eroarea umană. Da, mulțumesc tare mult, domnule director, pentru prezență, pentru explicații. În continuare, despre acest incident discutăm cu expertul în aviație, domnul Stoicescu, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Stoicescu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Din analiza dumneavoastră, exact pe imaginile pe care le vedem acum pe ecran și pe care le-am văzut de fapt cu toții, pentru că sunt singurele care sunt valabile până în acest punct, unde s-ar fi greșit? Deci, cu certitudine, nu au fost respectate prevederile regulamentului privind circulația aeronavelor pe suprafața de mișcare. Faptul că nu s-a respectat distanța minimă față de aeronava parcată, putem să ne gândim la probabil o manevră greșită a pilotului sau poate chiar la o cedare de material, s-a întâmplat ceva la bord. Deci asta va stabili comisia de investigație care va analiza acest incident sau accident și tot comisia va spune dacă de fapt este un incident serios de aviație, dar este foarte serios. De ce? Pentru că s-au lovit două părți din suprafețele de zbor ale aeronavei. Deci a fost lovită o parte, partea din dreapta a ampenajului vertical de la coada unui avion, de către wingletul aripii celuilalt avion. Fac aici o paranteză. Wingleții aceștia, partea aceea în sus a aripii aeronavei și la toate aeronavele de transport din lume, sunt invenția unui inginer român, Elie Carafoli. Suntem mândri când vedem aripi cu ungleți. Însă, de data asta, ungletul a lovit
ampenajul orizontal de la celălalt avion și o comisie de investigație va stabili împreună cu cei care asigură mentenanța aeronavelor de la compania Wizz Air cât de grave sunt, cât de grav a fost impactul și care au fost rezonanțele lui pe suprafețele de zbor ale celor două avioane. Da, înțeles. Mulțumesc tare mult, domnule Sorin Stăicescu, pentru prezență. Mulțumesc pentru explicațiile oferite.